naționaliste. Și până la urmă, fiecare țară să-și apere valorile ei și orice stat să negocieze că asta e Europa națiunilor. Nu este Europa oamenilor fără țară și fără Dumnezeu. Și în ipoteza asta trebuie făcut orice, din punctul meu de vedere, în toate țările unde urmează alegeri. Pentru că altfel grupurile PCR și ID ar putea să câștige majoritatea și toată această birocrație să pice. Ăsta este marele pericol vital pentru ei, că nu vor mai putea jefui Europa așa cum au făcut-o până acum. Da, adevărat. Domnul deputat, acțiunea de ieri cu sancționarea pentru că ați încercat un serviciu încălcarea legii, arată că se pregătesc deja niște Da. evenimente, în așa fel încât să fie argumente pentru Absolut, absolut, scoaterea înapoi. absolut, absolut. Sunt coalizate toate forțele așa zis democratice, pregătite să încalce oricând Constituția. Se uzează de acele alibiuri, chiar dacă s-a mers cu sărmâna, dar vă spună, da, au intrat într-un spațiu. Și la noi acum a intrat cineva aici, o să stăm de vorbă cu fiecare să vedem ce vrea. Atâta vreme când nu s-a tulburat nicio ședință. Deci câteodată îmi faceți problema asta, că există riscul de a fi scos în afara legii? Ne așteptăm la orice. Ne așteptăm la orice. Însă, cred că românii nu pot fi scoși în afara României. S-a încercat și asta.